persoană. Noi rămâne tu singur. Pentru cine ai te duci, mă? Tu te duci să faci, să faci. Să duci să faci geră, că la Maria, ia. Camera. Camera, nu dați voie. Voi ăsta e de voie, imediat, ia să vezi. Că dacă duci la Maria, imediat. Poți să mă duc în casa fetelor? Mă duc la Maria. Vreau să vorbesc ceva cu ea. Cu cine, mă? Dacă se poate. Păi normal, ca să bagi. Cu Maria, cu Adriana, cu toate. Ce fă mi luagă el la dormi. Dacă-i dați voie, merg și eu. Merge și Paul, merge și Paul. Păi nu, că direct intru pe ușă odată cu ele. Să vezi ce intru de trup. Uite, mi-a dat voie, na? Ați văzut? Vă pup, băieți. Eu încerc. Dacă eu încerc, dacă încerc, n-ai unde să te duci. Mai încerc, că mi-e eu. Deschide tu ușa aia dacă poți. Cu cine te-ai să vorbești? Tu ce faci, mă, faci ambiții cu mine, leși? Stai liniștit că eu deci nu atâta că intru și eu pe ușa odată cu tine. Toată lumea zice, scoteți-o pe capra de Adelina afară să facem petiție, să o scoatem afară. Voi vă dați seama dacă așa am ajuns? Și în comentarii pe YouTube vedeți așa ceva. Băi, e bine că tu citești despre mine. Ți-ai luat din timpul tău prețios de a pune roșii în grădină să... Da, le-am cules. Le-am cules. Cât ai stat acasă 3 zile, cred că nu ai comentarii despre Adelina aici. Nu am gândit. Când m-am dus acasă, nu mai te interesa numai ce spui lumea despre Adelina, că eu trăiesc cu lumea de acasă. Adelina trăiește cu lumea de acasă, Camira. Noi trăim cu tine și ne obligi să te suportăm. Măi, dar nu ești obligată, tu poți să pleci dacă mie nu-mi convine un loc. Asta ne-a dat pe toți afară de aici, jur. Pare rău, dacă nu-ți convine un loc. Da, vă dau pe toți la emisiune. Doamne, Adelina, mă doare capul. Dar de unde ai ajuns, măi? De la Polul Nord? Te doare capul, Nadia, uite, a venit Radu. Am venit cu tren. S-a la cap, nu că stric coada și nu vreau. Radu, fă-i masaj la cap la fată, că e stresată. Dar ce stiu să fac masaj? Ia, bă, fabrică de masaj. E politicosule. Pe cine doare cap? Pe Nadia. Să fie sănătoasă. Mersi la fel. Să-i facă comănici. Să fie sănătos. Dar ce comănici nu este în deplasare, comănici. Da, eram sigur. Deci gata, ieri tine cine te-a trimis aici. Atenționat pe genul de ea, mă. Vreau să vorbesc cu Maria astăzi. Că a spus Marinescu că eu mă duc acolo și bag râcă. Și vreau acum să bag râcă. Mă, dar lasă-o pe Adriana. Stai. Nu bagi râcă la Adriana. Adriana, ce ai făcut? Hai, te poți, dacă un pic, că nu o lasă. Camera. Bă, Radu! 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 Marinescu! Poți vă să mergi și faci niște lucruri? Dar nu dă voie asta, mă. Sincer. Ceva sincer. Dar nu-i dă voie. Era casa băieților. Nu. Eram ține. Mersi. Camera! Maria, te-ai îmbăcat cu Marinescu, zi! Vezi, du-te că a zis Adelina, te-ai îmbăcat cu Marinescu? Pot merge în casa fetelor? Că el susținea că tu nu pleci din cauza lui. Ia, mă, da! Așa ai spus tu. Stai mai aici, am unde duci. Da! Adevărat? Da! Păi parcă vrei să pleci mai devreme. Da, și nu plec din cauza lui. Din cauza lui? Da. Amina, tu ți-ai făcut temele acasă? Sau separat? Radu, te rog din sufletul meu să mă lași! Vreau, mă, nu vreau! Uite ce râde, na! Râd, pentru că nu vine, că cred că te... După aia vine la mișină... Nu mai la primul ăsta de căcat! La fel și eu am râs și voi ați spus că bai că râdeai, că-ți părea bine! N-Adriano! N-Adriano! E adevărat! Vă doare adevărul, dar în momentul în care vedeți... A, ce l-am pus cu alte persoane, vă împărțați! Radule! Radule! Ce ești, mă, cățel? Ești ca un câine, viața mea! Dacă-s cu iubita mea aici, spune, te rog! Ești ca un câine! Zică-s cu iubita mea aici! Ești ca un câine! Marius! Radule, adevărul e că te-ai usat acolo să-ți cauți mare iubire, da... Păi nu, ai spus... Păi ia uite, iubirea... Da, pe care o jur de 3 zile, non-stop, în fiecare zi, un jur de 3 zile, iubirea ta. Mă auzi, mă, și pe mine, mă. Ai spus că eu mă duc în casă să bag râcă între tine și Maria, nu? Da, ia încearcă să vedem dacă poți. Maria, să știi că Marescu nu are niciun sentiment față de tine și se și vede la televizor. Ca drept urmare, ai ieșit plângând. Vă rog, cum? Cum poți să zici că ești fericită într-o relație cu mine plângând? Am plâns de fericire că mergem acasă, mă. Da, cine merge? Marinescu nu o să plece acasă până să termine... Noi ne-a trimit acasă pe câteva zile. Da, ai plâns tu de fericire? Da, mă! Păi lasă-ne cu vrăjelile astea, mă! Tu n-ai de ce să fii fericit că tu rămâi aici. Ți se putea întâmpla doar ție treaba asta cu pașaportul, să nu te mai poți întoarce înapoi sau să rămâi în București. Îți spun de ce? Pentru că ești îndrăgostit de emisiune și dacă ești îndrăgostit de emisiune, n-ai de ce să vii la București, să pleci acasă și rămâi aici. Și e foarte bine. Bă, omul, încetează, te rog, din suflet! Băi, dar lasă-mă, ai dreptate, lasă-mă să-mi găsesc fericirea! Camera, lasă-mă, Cățeluș! Da, Cuțu, mă, ui, Husky! Lasă-mă, papa, la mare! Băi, Cuțu! Te-a dat voie, Adriana! Camera! Nu, a zis că da, a zis că da, au ieșit la ea! Cuțu, băi, nu Cuțu! Băi, Cățeluș, mă auzi, Radu? Băi, simplu, Cățel, ai fost tu când ai venit în soiei de acolo! Cățeluș, mă auzi? Marius, dar n-ai nimic de
spus că e cățeluș, dacă nu-mi dă conexiunea, ce vrei să spui? Băi, ți-a dat. Auzi, cățeluș, cățeluș, în loc să te duci acolo și stai cu o femeie care vrea să cunoască un bărbat, cred că ai încercat mai bine să faci tu o relație, mă. Haschi, auzi? De ce stai după femeia, băi? Bă, dai, femeia asta te-ai declarat? Rex, aici! Aport, aport, Rex! Rex, hai! Poate, nu aport. Rex! Vino aici, Rex! Ia uite, Rex! Hai, băiat, Rex! Prinde-o, Rex! Lasă-mă, că am răsit-o pe mine și nu m-am... Ești penibil deja. Ia Rado, asta, o dai... Să nu apucă așa, ești... Cum am apucat? Rado! Zi! Bă, Rado, dacă vezi că omul a și specificat când a venit în casă, a venit aici să aibă bun simț. Să nu se înjure. Ei, uite, eu n-am bun simț. Care e problema? Nu poți să oferi ce-ți oferă el ție. Care e problema? Nu poți să oferi și lui ce-ți oferă el ție. Bă, dar nu mai bine te-ai concentrat pe Maria, mai lăsa-o pe mine. Face... Pace, Maria. Bă, dar ce așa 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 singur cum sunt eu să te distrezi. Exact. Bine. Exact. Asta e meritul tău. Vezi de treaba asta. Marius, e în aceeași tipostază, înțelegi? Ești mai expirat, băi, ești la fel de expirat ca și actele. Băi, Rado, la fel ca Marius, cu bun simț și voi vă întreceți cu glumă. Ai spus, ai spus că mergi în casa fetelor? Băi, ai spus că mergi în casa fetelor pentru ce, mă? Eu n-am auzit. Uite, ieri a zis Adrian. Băi, v-ați declaram? Ce, mă? Când v-ați declarat? Mă, dar trebuie să spun ție că mă declarat. V-ați declarat sau? Eu sunt într-o relație cu ea, trebuie să spun ție. V-ați declarat sau? Răducule! Da, mă. Eu sunt frățiorul tău, dar o dai prost. N-am nevoie de părere. Pe bune, i-am zis eu, dai prost rău. N-am nevoie. Par pe nimeni. Ce vrei tu? N-are rost, bă. Tu ca spus, nu ca de nimeni. E inutil. Ia bata. Bă, din partea mea, auzi, din partea mea, bă, părerea voastră, chiar părerea, zic ce, bă. Lângă ea. Din partea mea poți să faci ce vrei, dar o dai în te duci de la. Îmi dă ce râde. Radu, tu îmi spune mie că eu stau după Marius, stai după uită. Adriana acum. Da, mă, dar schimbați-o, Răducule. Păi, femeia nu te trebuie de cine, mă. Bă, lasă-mă, că vreau să mă cunosc la cineva. Băi, nu te uiți, mă, că râde, p***e. Păi, femeia ta, uite, mă, femeia cum pe de cine. Lasă-mă. Vorbești, mă, sau nu vorbești ca lumea? Da, mă, zice. Am zis, dacă femeia spune, bă, nu vrea, bă, vreau să mă cunosc, tu te ții într-una după aia. Băi, lasă-mă, Codruș, și cu cunoscutul tău, că m-ai omorât cu cunoscutul tău, se cunosc de 3 luni de zile. Ții într-una pretextul la cupa, doar să te aghezi de Adriana. Adică veneai, îi urlai lui Alex în cap. Aia a fost singura ta șansă ca să ajungi la Adriana. Viața mea, ați făcut ieri materialul, obosit. Am făcut pe gelos și am puțin. Venea să mă uit, m-am uitat la voi. Radu, ai sperat doar în pariul ăla ca să ajungi la Adriana, dar se pare că și ăla a picat. Fii atent. Da, da, și materialul tău a picat viața. Stai jos, Alex. M-ați făcut pe gelos. Fii atent, Răducule. Dacă ești într-adevăr gelos, rezolvați atunci când era cald. Bă, vorbește-mă cu mine, că vorbesc eu cu tine. I-ai zis lui Alex că se ține de Adriana și că îi dă în cap, că îi sparge, că mamă s-a apucat de apă pentru subiectul acum. Te duci după Adriana, umbli, vii aici, îi dai în capul Adriana pe conexiune, iar te duci înapoi, iar umbli după Adriana și tot așa faci. Îmi răspunzi! Îi un viceversa. Mara, îmi răspunzi, cu ce-i dau în cap? Păi. Cum mă, cu ce dai în cap? Mi-i spui, lasă-mă, că ești falsă, m-am săturat de teatru ăsta, de vă vedeți la. E un material obosit. Fii, nu ne dai în cap, răduc în fiecare seară. Fii, o faci. Ce, mă? Păi, vii, o faci pe Adriana falsă. Când ești acolo, te duci după ea. Când ești pe conexiune, iar te lești de ea ca să vorbești pe conexiune. Când te duci acolo, iar te duci după ea. Mă bucur. Dacă fii atent aici. Băi, dacă cu dacă și dăm ăsta că te las imediat. Dacă ce face cu Marius e fals. Cu tine n-ar putea să fie fals? Cum? Ce face cu tine? Ce face cu mine e fals. Dacă mai zi o dată cu mine. Dacă tu ești sigur ce face cu mine este fals. Ar putea să fie și cu tine fals? În ce sens să fie fals? Uite că ăsta așa lângă tine că stai puțin. Stai puțin, sunt două lucruri. Ce fac eu pentru ea sau ce face ea pentru mine? Nu. Ce? Ok, dar tu spui că Adriana gen tu spui că îți dă curs, că râde, nu? Gen îți dă curs. Da, râs. Bun. Și n-ar putea să fie fals? Nu. De ce? Pentru că noi am vorbit de mai mult timp, am vorbit pe Instagram. Nu era convinsă de mine că nu mă știe serios. Adriana, acum ești convinsă de Radu? Acum ești foarte serios. Acum ești foarte serios. Adriana, acum te-ai convins de Radu? Da. Și ce vrea? Dai urât rău. Nu-l vreau. Ce vrea? Răducule, te-ai convins? Mamă, băi, lasă-mă, băi, că ai vorbit tu, Codruț. Că ai vorbit tu. Că eu dacă eram în locul tău, nu mă înjoseam atât. Dacă femeia spune că nu te vrea... Marinescu, ce mănânci acolo? Dacă femeia spune că nu te vrea, ce faci, mă? Răducule! Eu nu cred. Hai, Răducule, next level! Hai, Răducule! Păi și ce ar trebui să spui? Hai, Răducule! La detectorul de minciuni. Omule! Dacă nu mă vrea, adune-ți fața, adune-ți fața de pe jos! Răducule, tu nu înțelegi că ești amuzant, ești amuzant de asta, nu poți să am reacții la tine, pentru că mă vânește râsul! Te vreau în echipa mea, Răducule, hai! Păi am spus, mă, am spus la din aur.
dacă nu mă vrea cu adevărat, avea alt fel de reacții, nu zâmbind. Vrei să vii să te înjur? Da, să mă înjur, da. Rămâne ea păi pe lucru. Hai că asta, te duci în paranoia rău. Am o... Că e obosit rău. Băi, mă bucur că prietenul lui Codruț a ajuns la aceeași părere pe care am avut-o ea de la începutul săptămânii. Că se agață de Adriana, care subiect... Săptămâna asta cu Adriana, cu pariu, și o ține toată săptămâna pariu până o să se rezolve. Dar dacă nu o să se rezolve, asta o să fie subiectul lui până la sfârșitul emisiunii. Înțeles? Cu asta ajungem cu tine. Nimeni, lui dat dreptate. La ce am zis acum? Codruț, mai dai mă, coleg. Am zis că ați de Adriana. Fă-o lasă teme, că dacă vorbesc pe stămâna, nu vorbesc cu tine și arunca. Hai zi, zi, zi. Fii atent, am spus în felul următor. Ai venit, te-ai luat de Alex, da? Că ce i-au făcut că îi dă în cap că una alta când tu faci aceeași chestie. Da. Te recunoști că tu te-ai luat de Adriana și ai dat în cap, nu? Nu mă, nu. Ea vrea să te apere, tu nu știi să te apere. Da, nu, eu nu știu să mă apăr că am nevoie de avocat, sunt proastă sau păi, cum, adică... Păi bă, că ți-a luat cuvântul și ai depus... Nu, ea și-a dat cu părerea, nu? Înseamnă că eu nu pot să mă apăr singură, atât de incapabilă. De unde, unde ești de părerea dacă mesajele nu știe mesajele? Mesajele nu le știu, dar păi, am vorbit. A vorbit pe video și a auzit. Ce mă, că ați vorbit pe mesaj? No. Băi, Radu, tu știi mai bine ca mine cum am vorbit, am vorbit pe video. Ce răstare! Romeo a plecat! Vorbeam pe video și Maria era acolo. Răducule! Răducule! Fii atent aici la mine. Alex la baie. Ți-o spus că nu-și găsește cuvintele și să te iei de el în emisiune? Da. Na. Oh, bravo! A, întreabă-l pe prietenul tău care bă, nu avea cum să... Băi, cunoscut-o acum! Băi, Alex, Codruț, Codruț! Nu mă dăm cum! N-ai cum să pui mâna! Stai liniștit! Trebuie să o câștigi și după aia să pui mâna pe așa ceva. Băi, eu nu mai vorbim cu mâna, că eu ți-o cu noi! Dar tu crezi că mie trebuie să-mi fie frică de tine? Dacă mă înfig în tine, știi cum fac cu tine? Dar tu crezi că mi-e frică de tine? Atâta zic, ai auzit? Trebuie să-ți fie frică de mine, că dacă pui mâna pe tine... Nu o să îmi fie frică de nimeni niciodată. De nimeni niciodată, să știi. Ești din fața mea! Ești din fața ta, dar încetează! Nu ți-am făcut nimic! Încetează că vorbești prea mult! Înțelegi, dar ce trebuie? Vezi că eu nu sunt persoana aia care să stea sub papuc. Hai, Marinescu, să ne distrăm împreună, lasă relațiile. E casa puterea dragostei și eu lupt pentru dragostea mea. Luptă pentru penibil, să-l duci la extrem. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.